Concursul de cultură generală Cite și câștigi, organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, și-a desemnat astăzi câștigătorii celei de-a 10-a ediții. Lupte strânse timp de 5 luni între echipele celor 24 de colegii și licee din județ, ajunse față în față. Emoții, bucurii și supărări pentru cei eliminați din cele peste 40 de etape premergătoare finalei. Toate au luat sfârșit astăzi la confruntarea finală dintre elevii Colegiului Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara și cei ai Liceului Teoretic Avram Iancu din Brad. Și anul acesta, cei mai buni s-au dovedit a fi liceenii din Hunedoara. Astăzi, după 10 ani de la debut, putem afirma cu mândrie că acest concurs județean de cultură generală Citești și câștigi, inițiat și organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al unor sponsori generoși, a devenit marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ceea ce dovedește originalitatea, importanța și calitatea crescută a concursului. Suntem mândri de acest statut și suntem conștienți că va trebui să ridicăm calitatea ștachetei de fiecare dată și fiecare ediție trebuie să fie mai bună decât precedenta. Sigur, acest concurs este dotat cu premii valoroase, premii care simbolizează spiritul de emulație al concursului, frumusețea și emoțiile competiției. Dar câștigul nu este doar acesta. Premianții concursului nu sunt doar liceele și colegiile care au urcat pe podium. Câștigătorii concursului sunt toți elevii care au participat la acest concurs. Câștigători sunt toți cei care au citit, au căutat informații, s-au documentat din surse credibile, astfel încât câștigul lor constă în plusul de cunoștințe pe care le-au dobândit și în noile cărămizi pe care le-au pus la edificiul lor numit Cultură Generală. Și la acest concurs sunt valabile cuvintele care caracterizează spiritul olimpic: ai învins, continuă, ai pierdut, continuă. Aceste cuvinte sunt și deviza concursului nostru. Le mulțumesc tuturor celor care au dat aportul la organizarea acestui concurs. Îi felicit pe câștigători, felicit toate echipele participante. Cele două finaliste din Hunedoara și Brad s-au mai întâlnit de-a lungul celor 10 ediții ale concursului de cultură generală și fiecare și-a trecut în palmares mai multe victorii. Dar de fiecare dată emoțiile, precum și seriozitatea pregătirii, au fost la intensitate maximă. Nu suntem nici la prima finală și probabil nici la ultima, dar emoțiile există. Am câștigat de două ori, am și pierdut altă dată. Eu sper că va fi și sunt încredințat că va fi o confruntare frumoasă între două instituții care reprezintă mai mult sau mai puțin acest județ. Iar cultura generală este un domeniu atât de vast încât cu siguranță le vă da ocazia elevilor implicați să se întreacă pe sine, să se autodepășească. Până acum a fost un concurs oarecum dificil. Pot spune că cea mai grea etapă a fost cu colegiul Grigore Moisil, însă și acolo am reușit până la urmă să învingem și de aceea cred că vom putea învinge și acum în finală. E primul an în care particip, mi se pare un concurs minunat și o inițiativă foarte frumoasă din partea Bibliotecii Județene. Te ajută un astfel de concurs de cultură generală? Da, pot spune că pe toți care am participat, am citit mult mai mult și am învățat foarte multe de-a lungul concursului și pot spune că ne ajută și în, cumva, în dezvoltarea unor valori morale, în sensul în care avem un spirit de echipă și un spirit de a învăța. Sincer, provocator. În fiecare an am încercat să ne pregătim cât de bine. E destul de imprevizibil. Avem punctele forte la toate, dar și punctele slabe tot la toate. Deci nu putem spune că avem un anumit punct slab, dar provocator. În fiecare an, mai diferit ca în celălalt. Ca să nu vă plictisiți. Corect. Pregătiți bagajul de cunoștințe. Desigur, subiectele de pregătire au fost foarte vaste în fiecare an. V-ați mai confruntat cu cei de la... Da, dacă mi-amintesc bine, chiar anul trecut în semifinale. Da. I-am bătut deoarece am ajuns apoi în finală. Chiar sperăm. Și în final, cea de-a 10-a ediție a concursului de cultură generală Cite și câștigi a fost câștigată de echipa Colegiului Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara. Notorietatea concursului, marcă înregistrată de curând la OSIM, a atras și sponsori mai mulți și mai generoși. Anul acesta, premiile au o valoare de peste 80.000 de lei. Toți cei 192 de elevi participanți la concurs au primit pachete cu cărți în valoare de 400 de lei fiecare, iar ocupanții podiumului au primit articolul
articole pentru sporturi nautice și nu numai. S-au mai acordat și premii surpriză, însă, indiferent de poziția în clasament, toți au câștigat premii, dar în primul rând au participat la un alt mod, modern, de a-și însuși noțiuni de cultură generală.